Domnișoară Betty, e timpul să vă treziți! O să fie o zi frumoasă! Ah, am dormit puștean! Halatul dumneavoastră, domnișoară? Mersi! O să fac o baie! Orice ca să fiu relaxată! Sper că apa e caldă! Particulele de aur sigur ajută! Fac minuni pentru piele! Aș putea sta aici toată ziua! Of, e așa frig aici! A venit apocalipsa? S-a zis cu somnul liniștit! Cui mai trebuie cafea cu astfel de alarmă? Zilele de luni sunt dificile! Un duș ar trebui să mă ajute totuși! Unul fierbinte ar fi drăguț! Sau orice fel de duș! N-am plătit factura de la apă? Alo! Se pare că azi o să fie o zi murdară! Șervețelele umede sunt mai bune decât nimic! Miros plăcut! Sper că unul e suficient! Sau două, sau trei? Le consum într-o veselie! Orice ca să mă simt revigorată, nu-i așa? Douăzeci și opt, douăzeci și nouă, treizeci. Ok, cântați-vă cântecul și vreau zâmbete largi! Sunteți angajați! Distracție plăcută! Avem plăcerea să vă invităm la nunta lui Betty! Ce creativă e! Vă cheamă în surăței să sune clopoței! Ia lui Betty! Iată Betty cum zâmbește când spre altar ea pășește! E invitația la nunta lui Betty! Wow, ce-i asta? Mersi! Invitațiile DIY sunt mai speciale, așa personale și nu costă aproape nimic! Bun, să vedem ce avem! Sper să arate drăguți! Sunteți invitați la nunta noastră! Cine nu vine, pierde! Repede, hai să trimitem! Și am trimis! Oh, am uitat să plătesc factura de internet! Nu putem trimite filmarea? Chiar e nașpa să fi falit! Sau? Vino cu mine! Locul ăsta chiar e drăguț! Rapid, până nu observă cineva! Și ne-am conectat! S-a trimis? Ne căsătorim, iubire! Mai bine ne cărăm de aici! Ok, hai să le ridicăm în același timp! Ce de bancnote și monede de aur! Ce mult ador banii! Ce bine miros! Eu cred că am primit niște dulceață! Distracție plăcută! Eu o să-mi folosesc banii primiți! Un tort întreg! Frumos! Eu ce pot să fac cu asta? Știu! Ia să văd câți bani am! Scuze, ce pot să cumpăr cu ăștia? Poftim! Ai nevoie de ei mai mult decât mine! Crede că ești prea săracă pentru a cumpăra ceva! Poftim! Ia ăsta! Bun, acum trebuie să-mi decorez tortul! O să încep cu bancnotele! O să încep prin a pune un strat de bancnote! Wow, ce de bani! Acum o să aranjez monedele de aur! Am o monedă în plus! N-am nevoie de ea! Și ultima bancnotă! Așa, gata! Mi-am terminat de decorat tortul! Ce-i drept, aș putea folosi felia asta de pâine prăjită! De parcă asta poate concura cu tortul meu! Mai vedem noi! Am și niște dulceață! Ce bine miroase! Ok, o să iau cuțitul ăsta și o să o întind pe pâinea prăjită! O să o acopăr uniform! Așa, ce bine arată felia asta de pâine prăjită!
Vorbești serios? Nu ai cum să câștigi cu așa ceva. Ce-i ăsta? Ok, pare a fi un tort. Arată bine. O să iau o gură. Ce grețos! Nu vreau să mănânc hârtie! Nu, dispar de aici! Dar cui nu-i plac banii? Serios? O felie de pâine prăjită? Asta-i tot? Asta e. Ia să o gust și să văd cum e. Wow, sunt uimit! Ce felie de pâine prăjită delicioasă! Vreau să încep eu prima! Wow, un pui rotisat! Ce apetisant arată! Wow! Ah, scuze! Păi, ia să văd eu ce-am primit! Eu am primit un ou! Mult succes! Știu ce pot să fac! O să folosesc lingoul ăsta de aur! De fapt, mai am nevoie de încă unul! O să rad niște praf de aur deasupra! Da, am obținut un pui aurit! Arată uimitor! Nu prea ai cum să concurezi cu așa ceva! Ce pot să fac cu oul ăsta? Știu! Am nevoie de o lumânare! O să pun oul la loc în suport! Așa, acum trebuie să aprind lumânarea asta! La naiba, mi-am folosit deja singurul chibrit! Ok, bine, te ajut eu de data asta! Nu plec nicăieri fără bricheta asta aurită! Wow, ce frumoasă e! Mersi! O să-mi aprind lumânarea! Perfect! E fix ce-mi trebuie! Acum o să prind oul cu cleștele astea! Și apoi o să-l țin deasupra flăcării! Ce faci cu oul ăla? Arată dezgustător! S-a negrit complet! Gata, nu mai am nevoie de asta! Acum îl pun în pahar! Oh, uite, strălucește! Wow, iar cintiu! Cum ai făcut asta? Nu mai contează! Oricum nu ți-ar fi ieșit fără ajutorul meu! Oh, au ajuns la Jake pentru jurizare! Interesant! O să încep cu puiul aurit! Wow, pare moale și bine făcut! E genial! Ce mult îmi place puiul la rotisor! Ce bine! Îi place! Sunt tare! Ok, acum o să gust oul ăsta argintiu! Arată chiar interesant! Abia aștept! Cred că trebuie lovit mai tare! E crud! Nu e gătit absolut deloc! Felicitări! Ce frumoasă ești! Petrecere frumoasă! Hei, a venit formația! Aranjați-vă instrumentele acolo! Mergem? Pentru frumoasa mea soție! Și pentru mine! Noroc! Nu m-ai așteptat! Hei, uite ce curcubeu! Parcă ar fi apărut special pentru noi! Mi-a venit o idee, apropo de asta! Toarnă niște ciocolată albă într-un bol. Apoi, înmoaie în ciocolată marginea unui pahar. Acoperă-o bine de tot. Apoi, ridică rapid paharul și înmoaie marginea rapid într-un bol cu bomboane colorate. Arată festiv, nu crezi? E perfect pentru o petrecere. Apoi, toarnă-ți băutura preferată în pahar. Și urmărește cum culorile încep să se infuzeze în lichid. Wow, parcă aș avea un curcubeu viu în pahar! Incredibil, cum ai făcut asta? Sper ca și căsnicia noastră să fie la fel de colorată! Haideți, mai cu viață! Nu scăpați decorațiunile, te rog! Ce mai am de făcut? Baloanele! Începe să umfli! Acum florile! Trebuie neapărat să faci asta aici? Și habar n-ai ce faci! Ai dreptate! Deci? Ai umflat unul! Mai ai 50! De ce lucrezi cu asemenea oameni? Uite-l cum zboară! Ah! Scuze! Ah! E doar un balon! Fii atent la mine! Sigur nu o să-ți minte ce am făcut!
ține umerașul ăsta. Învârte capătul în jurul cârligului. Apoi trage-l în jos, așa. Wow, incredibil! E rândul tău. Până acum te descurci bine. Mi-a scăpat!